Bună ziua! Haideți să savurăm o rețetă foarte gustoasă care se numește somon cu miere, rozmarin și cartofi dulci. Vom avea nevoie, bineînțeles, de un filet de somon. Voi mai avea nevoie de un cartof dulce, foarte, foarte gustos și cu un conținut mic de carbohidrați. Este foarte important. Apoi am nevoie de ceapă, usturoi, ulei de măsline, foarte bun, muștar fără zahăr, miere, rozmarin și, bineînțeles, puțin tică sare și piper după fiecare gust. Voi curăța cartoful. Dacă vă uitați împrejurul meu, veți vedea o bucătărie de adevărat profesionist, dar și acasă gătesc și consum tot felul de produse. Dar am grijă, în primul rând, la consumul de carbohidrați, pentru că aceștia, nu neapărat că îmi fac rău, dar îmi măresc glicemia. Atenția acordată consumului de zahăr și sare, până la urmă și grăsimi, dar și carbohidrați, este important, da? În continuare o să curăț ceapa, usturoiul și le voi pune la fiert în apă cu sare. Acum tai cartofii în felii groase, cam de 2 cm, zic eu, pot fi și 3 cm, până la urmă nu-i farmacie, da? Și pun frumos felii de cartofi în vas, aici. Voi mărunți puțin 2 căței de usturoi, pun usturoiul la fiert aici și este rândul cepei. Pe aceasta o toc mărunt. Bun. Punem ceapa aici. Sarea am adăugat de la bun început, așa că tot ce rămâne acum este să lăsăm să fiarbă cartofii, usturoiul și ceapa timp de vreo 15-16 minute, poate chiar 20 minute, până aceștia au fiert. Între timp, voi face amestecul de miere, muștar și rozmarin. Am nevoie cam de 2 linguri, să zic așa, de miere. În continuare, pun muștar, fără zahăr. Muștarul îi va da aromă nemaipomenită. Și, bineînțeles, mierea de acea dulceață de care el nu beneficiază. Și aici este rozmarinul. Voi tăia așa câteva rămurele, mai păstrez puțin pentru final când voi orna preparatul și toc mărunt. Mărunțel. Adaug amestecul aici. Adaug sare aici. Adaug piper aici. Amestec cu lingura asta. Deja e un amestec moale. Super. Așa. Îl las deoparte. Bun. Acum, voi avea nevoie de un vas termorezistent, pentru că urmează să-l pun în cuptor. Cuptorul l-am încălzit la 180 de grade Celsius, temperatura la care voi coace somonul, dar și legumele le voi rumeni. Și pun un picuț de ulei. Am nevoie cam de o lingură de ulei. Nu foarte, foarte mult. Asta înseamnă 20 de mililitri. Da? Acum, următoarea etapă este, pardon, să strecor legumele ușor, cu multă grijă. Somonul îl voi pune așa, aici, pe acest grătar, frumos, și voi întinde puțin din vai, așa, foarte frumos. Mai păstrez puțin pentru final, dar nu mult. Așa. Așa. Acum răstorn cartofii dulci, bineînțeles și ceapa. Acum pun frumos grătarul aici. Vedeți, am mai curs un picuț din miere, o împrăști pe toată suprafața fileului meu de somon și acum la cuptor. Voi folosi 2 cârpe să nu mă ard.
Încet, încet, încet. Setez cuptorul la 15 minute. Așa. Timp în care nu fac altceva decât să îmi fac un ceai. Un ceai de tei. Somonul, gata. Cuptorul mă și cheamă. Da, prietene, vin imediat. Voi lua cu o lingură sau cu o paletă cartofii pe rând. Frumos, frumos, frumos. Și o să aranjez aici. O să pun și puțin tică ceapă aici în mijloc. Bun. Acum este rândul somonului. Și îl pun aici. Mai pun un picuț din amestecul de miere și muștar. Rozmarin, un picuț, așa. Lasă curgă ușor. Nu va fi un preparat dulce, ci va fi unul foarte aromat. Iar aici o să punem cumva rozmarinul. Somon cu miere, muștar și cartofi dulci. Sunt Horia Vârlan și împreună cu Acucec vă dorim poftă bună. Și nu uitați să vă măsurați glicemia înainte de masă și cu 2 ore după. La revedere!